Pregătim salată de paste și legume. Avem 250 de grame paste fierte. Puteți să folosiți pene sau scoici, ce vă place. 4 castraveți, un ardei gras, un ardei mare, dacă aveți mai mici puneți 2. 200 de grame roșii sherry, măsline după gust, 125 de grame parmezan, 4-5 linguri ulei de măsline și 6 linguri oțet balsamic. Am fiert pastele al dente, le-am așezat într-un castron încăpător ca să putem amesteca salata. Adăugăm ardeii, tocații cu bulețe, castraveții, roșiile, măslinele și parmezanul. Amestecăm. Asezonăm cu sare. Dacă măslinele sunt foarte sărate, puneți cât mai puțină sare sau deloc, în funcție de gust. Și piper. Adăugăm uleiul de măsline. Și oțetul balsamic. Tot acum puteți adăuga și busuioc, dacă vă place. Amestecăm și salata este gata. Și aceasta este salata de paste cu legume. Asezonați cu piper, mai adăugați deasupra parmezan. O puteți servi caldă sau rece. De asemenea, o puteți păstra câteva zile la frigider.